Peste o mie de magistrații cer ministrului Justiției să abandoneze procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Printre aceștia se află și fica procurorului general Anca Lazar, recent avansată procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Procurori și judecători din întreaga țară au semnat o solicitare inițiată de două asociații profesionale în acest sens. Magistrații cer ca Parlamentul să includă de îndată în statutul lor recomandările făcute în cel mai recent raport al Comisiei de la Veneția. Este vorba în principal de recomandarea ca revocarea procurorilor de rang în să se facă cu avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii, nu un aviz consultativ, așa cum este în prezent. Ministrul Justiției Tudorel Toader a prezentat miercuri raportul de evaluare a procurorului general Augustin Lazar și a cerut revocarea acesteia din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii a programat audierea lui Augustin Lazar pentru data de 13 noiembrie.